niciodată România și vreau să vă zic că am plecat de la vârsta de aproape 3 anișori. Mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc aici în România. Să știți că eu, când am venit aici, am făcut pașaportul și am plecat, deci la o emisiune televizată. După această experiență de la emisiune, care a fost superbă, am rămas aici în România pentru iubitul meu, pentru că trebuia să mă întorc înapoi în Italia, dar nu am mai putut. Și mi-a fost foarte greu și mi-este și acum greu, pentru că nu știu să mă exprim foarte bine, să vorbesc foarte bine, dar iubitul meu mă ajută, mă ajută și mama, m-au ajutat și colegii de la emisiune, pentru că primele luni era un dezastru, dar încet, încet mă voi obișnui cu viața de aici. Am făcut foarte multe sporturi când eram mică. Am făcut și fotbal, și volei, am făcut și not, și un pic de karate, dar nu se pune că am făcut câteva luni. Întotdeauna mi-a plăcut să fac sport, doar că nu am avut o posibilitate de a merge înainte, pentru că am avut lucruri mai importante de făcut. Și acum mi s-a părut, nu știu, oportunitatea ca să-mi dau seama cu adevărat cine sunt eu prin această gală. Din cușcă pentru mine este o mândrie, pentru că am acceptat-o pe ultima 100 de metri. Dar sunt sigură că o să dau tot ce am mai bun și o să fac tot posibilul ca să câștig.